eu zic că am controlat prima parte a jocului, când m-am reprins, am controlat-o categoric. Am înscris de două ori, am făcut un joc bun și asta e cel mai important. Pe repriza a doua, poate ne-a relaxat un pic, poate n-a vrut să intre, dar important e că am câștigat. Păcat, mie unul sincer îmi pare rău de golul care l-am primit pe finalul partidei, dar ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și până la urmă nu mai contează. Un succes important care s-a legat și cu cealaltă. Da, sunt 3 puncte foarte importante, vă dați seama, avem 2 victorii la rând, sperăm să mergem tot așa, mergem la balotești cu gândul să luăm cele 3 puncte, noi, cum bine știți, jucăm numai la victorie. Da, în primul rând mă bucur că am câștigat. În al doilea rând avem nevoie de golul ăsta pentru începutul de campionat și sper să mai urmeze altele. Antrenorul chiar aștepta și din partea ta când să se înscrie. Da, vă dați seama, asta e postul meu. Știu că aștepta de la mine asta, așteaptă mult mai mult și sper să nu-l dezamăgesc. Nu mă așteptam, dar sunt foarte fericit ca marca și sper să o țin așa în continuare. Cum a fost marca? Un moment frumos și v-am spus cum, de fapt cum am mai spus, sper în continuare să marchez. S-a născut destul de greu această viață, mai ales repriza a doua, emoții. Da, într-adevăr, am lăsat-o mai mult în repriza a doua, dar important e că am câștigat și sper să o ținem așa în continuare. Cum este pentru voi să... A fost un final de joc ca la fotbal, cu un gol primit în mod neașteptat, dar nu neapărat emoții. Am controlat jocul cap-coadă, așa că nu putem spune emoții. Emoții? De ce emoții? Am controlat joc, am avut foarte multe situații de marcat, am marcat de 2 ori. A fost o neatenție pe final, care sigur puteam să o evităm, n-a fost să fie. Importante sunt cele 3 puncte și victoria băieților, care este extraordinară. Îi felicit pe această cale, au făcut un joc foarte bun, din punct de vedere fizic, din punct de vedere tehnic-tactic. Cred că am dominat jocul, așa că nu se pune problemă. Cum contează faptul că reușiți deocamdată să legați victoria? Sigur că contează. Contează. A fost o primă etapă mai puțin reușită în care probabil și adversarul pe care l-am întâlnit a fost peste ceea ce eram noi pregătiți în prima etapă. Un adversar care a venit s-a închis foarte bine, a jucat la fel contra-atacul și astăzi echipa adversă la fel. Ne vom aștepta la asemenea jocuri pentru că știm cu toții că Petrolul trebuie să joace fiecare meci numai la nivel înalt dacă vrea să câștige. Orice adversar va întâlni, indiferent de ce factură, indiferent de ce nivel, va da totul pe teren. Și atunci e clar că noi trebuie să fim mai bine pregătiți decât ei dacă vrem să câștigăm. Da, urmează un joc în deplasare, în primul rând pe un teren artificial care pune multe probleme, mai mult ca sigur că ora de disputare iar va fi ora 18, ceea ce va însemna multă căldură acumulată în acel teren și astăzi ați văzut, la ora 18 e foarte greu să joci, nu mai vorbesc de ore. Suntem dezavantajați din punctul ăsta de vedere, dar ce să facem? Asta este. Trebuie să jucăm.